Proiectul Documentare la Bibliotecă este o inițiativă pentru promovarea bibliotecilor ca hub-uri culturale ale comunităților. Pe data de 5 octombrie, la Biblioteca Județeană Antim Ivireanul Vâlcea va începe o proiecție de film la care pot participa atât tinerii cât și adulții. Filmul documentar Casa cu Păpuși este regizat de Tudor Platon în urmă cu 3 ani. Băi, femeile frumoase la o întâlnire de nu știu câți ani de la facultate, băi, alea frumoase, vă supună soale, și alea nasoale s-a rămas tot așa. În cadrul proiectului documentare la bibliotecă, în data de 5 octombrie, va avea loc videoproiecția unui documentar care se numește Casa cu Păpuși. Este un documentar românesc. Această videoproiecție face parte dintr-o inițiativă mai amplă, dintr-un proiect mai amplu, care are menirea de a atrage publicul prin intermediul Bibliotecii Județene Antim Ivireanul Vâlcea, dar și prin intermediul unor biblioteci publice locale din județul Vâlcea, către spațiul bibliotecii. Iată, aceasta este o nouă tendință prin intermediul filmului documentar de a păstra în spațiul bibliotecii și a atrage o nouă nișă. Pentru că tot vorbim despre categoriile acestea de public, da? Acesta este unul dintre scopurile acestei inițiative. Videoproiecțiile vor continua la bibliotecă în această lună, dar și la Liceul Gheorghe Sortu din Brezoi. Vor mai fi două evenimente în viitorul apropiat, și anume luni, 23 octombrie, începând cu ora 11, tot la sala multimedia bibliotecii, dar și în data de marți, 24 octombrie, de data aceasta, videoproiecția va avea loc la Liceul Gheorghe Sordu din Brezoi. Doresc să spun că această inițiativă amplă aparține One World Romania. Acest ONG este cel care promovează și organizează singurul festival de film documentar din România. Deci, iată, se concretizează o nouă nișă de public, foarte importantă și consistentă, prin intermediul Bibliotecii Județene Antim Ivireanul Vâlcea, dar și prin intermediul unor biblioteci publice din județ. Și aș vrea să menționez aici Tomșani, Galicia, Călimănești, Păușești, Măglași, Frâncești. Se adresează categoriilor de public, adică tinerilor și adulților, pentru că aceste documentare promovează teme de interes general. Kinedoc este un program european ce promovează filmul documentar în spații alternative. Lansat în 2015 și construit ca o cooperare între 6 țări, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croația, Georgia și România. Fiecare dintre țările participante contribuie anual cu cele mai noi documentare, care rulează în sute de locații, precum galerii, muzee, baruri, grădini, biblioteci, școli, generând astfel o comunitate culturală impresionantă.